Biroul politic județean al PSD Călăraș, la propunerea președintelui interimar Paul Stănescu, a solicitat în data de 1 septembrie punerea în discuție a lipsei nemotivate a senatoarei Roxana Natalia Pațurcă de la lucrările ședinței comune a Camerei Deputaților și Senatului, convocată în data de 31 august 2020 pentru dezbaterea moțiunii de cenzură. Astfel s-a propus excluderea din Partidul Social-Democrat a senatoarei Roxana Natalia Pațurcă, membru care deține o funcție în cadrul organului de conducere al organizației la nivel județean. În aceea zi a fost convocată pentru ora 17 ședința Comitetului Politic Național la sediul PSD din Chiselef. Conducerea partidului a decis excluderea din PSD a celor patru parlamentari care au absentat luni din Parlament de la moțiunea de cenzură. Este vorba de deputații Cătălin Rădulescu, Adrian Todor, Dan Ciocan și de sănătoarea Roxana Natalia Pațurcă.